presă PSD Timiș, dar în același timp aș vrea să mulțumesc oaspetului nostru, colegului nostru de partid, doamnei ministru Sorina Pintea, prezentă astăzi la Timișoara, și vreau să spun că am ținut să facem această conferință de presă la partid datorită faptului că guvernul PSD-ALDE este un guvern politic. Doamna ministru, în calitate de reprezentant PSD, are de respectat un program de guvernare pe domeniul sănătății și sunt fer convins că astăzi va clarifica multe din problemele, proiectele pe care le-am și discutat. Vreau să vă spun ca și program în prima parte a zilei am avut o discuție la Consiliul Județean unde i-am prezentat doamnei ministru proiectele cu sprijin, proiectele pentru domeniul sănătății cu sprijinul Consiliului Județean pe linia atrage fonduri europene cu bugetul din bugetul de stat și, bineînțeles, din bugetul propriu al Consiliului Județean. După întâlnirea de la Consiliul Județean am avut o discuție cu managerii spitalelor din județul Timiș, de la municipal din Timișoara, de la Lugoj, managerii de spitale orășenești, unde s-au ridicat destul de multe probleme și mă bucur că doamna ministru chiar le-a dat răspunsurile. Mai mult decât atât, cred că a și creonat pentru ei un plan de management să fie mult mai performanță în activitate. Bineînțeles, continuăm vizita la Spitalul Județean, cel mai important obiectiv din domeniul sănătății, unde cu sprijinul Ministerului Sănătății sunt foarte multe proiecte în implementare, proiecte în perspectivă și aici o rog pe doamna ministru și dau cuvântul și încă o dată îi mulțumesc pentru vizita la Timișoara. Doamna ministru. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă spun că îmi propusesem de mult să ajung în Timișoara pentru că, din punctul meu de vedere, Centrul Universitar Timișoara este un punct de referință în sistemul medical din România. Sunt multe lucruri bune care se întâmplă aici, multe lucruri pe care, în calitate de ministru al sănătății, am ales să le sprijin, multe lucruri pe care le vom implementa în țară, pornind din Timișoara. Sunt medici renumiți, medici cu care, în calitate de membri în comisiile consultative ale Ministrului Sănătății, mă sfătuiesc în elaborarea unor noi programe de sănătate, în elaborarea unei strategii privind viitorul medicinei românești. Deci, hai să spunem că am avut toate motivele să fiu astăzi aici. Așa cum spunea și domnul președinte, voi începe prin a vă relata ce s-a întâmplat la întâlnirea cu managerii spitalelor din județul Timiș. Știm cu toții că o mare parte din problemele sistemului medical, așa cum am declarat-o, se datorează uneori și managementului. Am avut discuții punctuale, discuții aplicate cu fiecare manager de spital. Fiecare a prezentat ceea ce consideră a fi o problemă sau ceea ce consideră a putea fi rezolvat în perioada următoare. Eu spun că a fost o discuție foarte constructivă, dar în primul rând a fost o discuție foarte sinceră, cu cărțile pe față. Pentru că, în afară de finanțare pe care toți au clamat-o, au fost câteva probleme punctuale care s-au rezolvat foarte ușor. Aș reveni la zona de finanțare. Am abordat diferit discuțiile cu managerii spitalelor din orașele județului Timiș și diferit, normal, cu managerii spitalelor din Timișoara. I-am încurajat să fie manageri, să aibă curaj. Le-am spus că fiecare spital are o structură flexibilă, care trebuie să fie adaptată nevoilor de servicii medicale din orașele pe care le reprezintă, astfel încât pacienții să fie tratați corespunzător. Și aș putea să vă dau câteva exemple, poate tehnice, dar cred că interesante. Este vorba de stabilirea numărului de paturi adecvat, este vorba de stabilirea numărului de paturi pe patologii adecvat, astfel încât să nu avem un număr de paturi mai mare, de exemplu, pe chirurgie decât pe medicină internă, deși adresabilitatea este mai mare pe medicină internă. La asta se referă partea de structură medicală. Le-am spus să aibă foarte mare grijă atunci când fac încadrări cu personal, încadrări cu medici, pentru că ei trebuie să încadreze personalul de care cu adevărat populația are nevoie. Apoi am discutat de partea de dotare, cu aparatură medicală și infrastructură. Pentru partea de infrastructură am discutat cu spitalele din subordinea consiliilor locale, pentru că multe din probleme sunt legate de partea de infrastructură și am spus că Ministerul Sănătății finanțează dotarea cu aparatură medicală atâta vreme cât avem unde să punem un aparat și avem specialiști care să lucreze cu acele aparate. De aceea, programul de investiții a Ministerului și a spitalelor implicit va fi atent analizat, astfel încât investiția să se facă acoperind nevoia medicală din zonă, de servicii medicale din zonă. La Spitalul Județean am avut discuții cu șefii secțiilor medicale, am vizitat Centrul de Mari Arși și bănuiesc că acesta este un subiect care vă interesează, pentru că este un subiect fierbinte și un subiect la care România în acest moment este deficitară. Vorbim despre paturile pentru Mari Arși. Știți că au fost foarte multe discuții. Partea de dotare a Centrului de Mari Arși, finanțat ca infrastructură de Consiliul Județean, este finanțată de Banca Mondială. Pot să vă spun doar că programul Băncii Mondiale a fost implementat începând cu 2012. În 2018 am făcut primele licitații la aparatura medicală. O comisie de specialitate formată din medici a stabilit necesarul de dotare pentru un centru de Mari Arși. Acest necesar cuprinde 94 de poziții. S-au făcut până în acest moment două licitații. Prima, 34 de echipamente, finalizată licitația, livrate echipamentele. A doua licitație, ofertele au fost deschise în 17 decembrie. Până la sfârșitul lunii ianuarie se vor evalua ofertele. În cursul lunii februarie estimăm a fi semnat contractul de furnizare, iar termenul de livrare este maxim 3 luni de la semnarea contractului. Această a doua licitație cuprinde practic marea majoritate a echipamentelor și cele mai scumpe necesare pentru a dota un centru de Mari Arși. Pentru a treia licitație, deja s-a finalizat caietul de sarcini, dar aici îmi voi exprima și o opinie personală. În momentul în care s-a făcut necesarul pentru un centru de Mari Arși, s-a trecut tot, adică și scaun, și pensă, lucruri pe care spitalul deja le are. Și din punctul meu de vedere nu cred că este necesar să mai așteptăm finalizarea unei a treia licitații pentru alte componente și să nu dăm drumul centrului de Mari Arși. Astfel încât am discutat cu managerul spitalului, cu șeful secției de chirurgie plastică, și am convenit că atunci când se va face livrarea acestor ultime aparate achiziționate, spitalul să contribuie cu ceea ce lipsește și, vă spuneam, sunt chestiuni minore, scaun, pensă și alte lucruri, astfel încât din luna mai să putem aproba o linie de gardă pentru Mari Arși și să dăm drumul centrului așa cum trebuie. Un alt aspect pe care l-am ridicat în discuțiile cu Consiliul Județean a fost legat de un protocol pe care Ministerul Sănătății l-a încheiat în data de 8 ianuarie 2019 și, ca să mă exprim corect, aș vrea să citesc obiectul protocolului. Prezentul protocol stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Timiș și Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara vor colabora în vederea elaborării proiectului tehnic, obținerea avizelor, acordurilor certificatului de urbanism și autorizație de construire necesară derulării lucrărilor de construcții și organizării recepției, în conformitate cu prevederile legale în domeniu în vigoare, pentru realizarea obiectivului interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență, în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele UPU, Chirurgie, ATI și Centrul de Mari Arși. Este un proiect al Băncii Mondiale, face parte din cele 4 mari centre de arși. Am semnat deja contractul de consultanță pentru serviciile de expertizare, dar clar avem nevoie de sprijinul autorității locale pentru obținerea avizelor, acordurilor de funcționare. Deci lucrurile merg înainte. S-ar putea să mă întrebați de ce atât de încet, de ce acum. Aceeași întrebare mi-am pus-o și eu, poate retoric. Dacă din 2012 am avut semnarea acordului cu Banca Mondială, de ce s-a întâmplat asta? Pot să vă spun că au fost blocaje de-a lungul anilor, pentru că așa știm să lucrăm noi foarte încet, dar eu am convingerea că lucrurile sunt în linie dreaptă și vor fi finalizate cu succes. Un alt aspect care pentru mine este deranjant și de asemenea mi-am pus multe întrebări, este vorba de Institutul Oncologic Timișoara. S-au acordat bani în ultimii 4 ani prin hotărâre de guvern. Din păcate, procedurile de achiziție, nici măcar aceste proceduri de achiziție a studiului de fezabilitate n-au fost finalizate. Prin urmare, am trimis corpul de control să verifice anumite aspecte. Concluzia raportului este că a fost reavoință, nepricepere sau și una și alta. Pentru că îmi dau seama și mi-asum ceea ce spun, au fost interese pentru că acest centru să nu se construiască, acest institut. Vestea bună pentru timișoreni este că mergem înainte, banii prin hotărârea de guvern există, vom face procedurile, astfel încât acest institut oncologic pe care Timișoara îl merită se va construi. Iar pentru cei care au găsit tot felul de motive să nu facă, am pregătit un set de sancțiuni. Știți foarte bine că la un moment dat am spus în spațiul public despre centrele de permanență din județul Timiș. Și spuneam, dând ca exemplu negativ, Timișoara, cu 17 centre de permanență. Statisticile spun că adresabilitatea în unitatea de primiri urgențe a crescut. Asta înseamnă că nu și-au dovedit eficiența. Dar, din păcate, nu există un act normativ care să permită desfințarea acestora. Nu exista. Noi am făcut cadrul legal. În acest moment, chiar ieri am avut o discuție cu un membru al Comisiei de Medicină de Familie și cu Direcția de Asistență Medicală din Minister pentru stabilirea acestor criterii, inclusiv de desfințare. Dar acestea sunt exemple negative. N-aș vrea să mă axez foarte mult pe ele. Sunt lucruri foarte bune care s-au întâmplat, investiții făcute de către Ministerul Sănătății și pot să vă dau exemplu prin programul Băncii Mondiale. Spitalul Județean Timișoara a obținut o finanțare, echipamente în valoare de 4.400.000 de euro, echipamente deja livrate pe unitatea de primiri urgențe și ATI. De altfel, aș face o mențiune. Propunerea pentru acest grant a venit tot de la un timișorean, profesorul Sândesc. De asemenea, a fost inaugurat RMN-ul, finanțat prin Ministerul Sănătății. Dotarea cu computer, tomografe și RMN-uri este o parte componentă a programului de guvernare. Și dacă tot am ajuns la programul de guvernare, sunt convinsă că una dintre întrebări va fi legată și de Spitalul Regional Timișoara. Prin programul de guvernare, România dorește să construiască 8 spitale regionale, 3 cu fonduri europene, 5 cu fonduri publice sau parteneriat public-privat. Spitalul Regional Timișoara este inclus într-un memorandum ca propunere pentru a fi construit prin parteneriat public-privat. Au fost foarte multe discuții despre acest parteneriat public-privat. De asemenea, vreau să vă precizez că accesarea fondurilor europene nu exclude folosirea parteneriatului public-privat, pentru că partea de cofinanțare a României poate proveni și din această sursă. Aș vrea să explic un pic această sintagmă de parteneriat public-privat în spitale. Și au fost discuții legate de faptul că dacă aceste spitale se vor construi prin parteneriat public-privat, atunci pacientul va trebui să scoată bani din buzunar, vor fi alte lucruri care nu vor pune pacientul în centrul sistemului. Și eu spun că dimpotrivă. Pentru că cel care va veni în participare ca partener public-privat, ca să-și recupereze banii, și mă scuzați că explic așa, pas cu pas, va administra spitalul. În acest moment, spitalele sunt administrate. Spuneam mai înainte și în multe declarații că 50% din problemele sistemului sanitar sunt generate de management. Eu vă spun foarte sincer, mi-aș dori ca aceste spitale să se construiască prin parteneriat public-privat, pentru că aș fi convinsă că managerul privat nu își va permite să piardă bani. Să piardă bani în detrimentul tratării pacientului. Discuția aceasta am avut-o și luni la Londra, într-o discuție cu Bordul Băncii Europene de Dezvoltare, bancă care deja este parteneră cu Consiliul Local Brașov pentru construcția unui spital acolo. Și exact asta spuneam. Cred că va fi o soluție bună. De aceea, eu cred că construcția Spitalului Regional Timișoara cu parteneriat public-privat, în regim de parteneriat public-privat, este o soluție bună. S-ar putea să nu fie asta soluția, s-ar putea să fie bugetul de stat, dar vreau să vă asigur că aceste 8 spitale regionale se vor construi. Veți spune că se discută de foarte multă vreme. Da, e adevărat. Eu la Ministerul Sănătății am în arhivă niște studii de fezabilitate care au costat 21 de milioane de euro în 2008 și care nu au fost utilizate niciodată. Au fost multe discuții pe această temă, dar eu spun că primii pași sunt deja făcuți. Studiile de fezabilitate pentru cele 3 spitale construite, care se vor construi cu fonduri europene, sunt finalizate. N-am înțeles, vă spun foarte sincer, niciodată, deși suntem în sediul unui partid politic, deși sunt un ministru al guvernului PSD-ALDE, de ce folosim sănătatea în interesul acesta. Pentru că în ultima vreme în spațiul public au fost o grămadă de discuții legate de construcția spitalelor regionale. România nu le vrea, nu va accesa fonduri europene. Eu înțeleg că unii sunt în campanie electorală, eu nu sunt. Pe mine m-a preocupat să aduc aceste spitale, cel puțin acestea 3, care vor fi construite cu fonduri europene, în linie dreaptă. Știți cu toții ce înseamnă construcția unui spital. Unui spital care are 1000 de paturi, care reunește toate specialitățile medicale. Pot doar să vă spun că discuțiile despre studiile de fezabilitate au început în august 2017. Aceste studii nu au fost făcute de români. Au fost făcute de consultanții Băncii Europene de Investiții. În octombrie 2017, primul teren a fost cedat Ministerului Sănătății, cel de la Iași. În mai 2018 s-a finalizat trecerea terenurilor, ultima parcelă fiind cea de la Craiova. Sunt foarte multe discuții despre Cluj, că se dorește să preia Consiliul Județean construcția. Știți, poate că unii ar fost bine să fie alături de autoritățile guvernamentale, astfel încât să ajungem la final cât mai repede. Dar aș prefera să nu intru în această polemică politică, ci să putem finaliza, să putem face aceste spitale regionale așa cum ne-am propus. Să știți că construcția Spitalului Regional Timișoara nu exclude dotarea și întărirea actualului spital județean. Pentru că să nu uităm, Timișoara este un centru universitar care deservește nu numai regiunea de nord-vest, de vest a țării, de nord-vest mă gândeam la Maramureș acum, ci întreaga țară. Sunt patologii care se rezolvă aici în Timișoara. Deci, faptul că se va face un spital care va reuni toate specialitățile de înaltă performanță nu exclude să dotăm și să întărim ceea ce avem în acest moment. Și aș vrea să mai spun un singur lucru. Am declarat la începutul anului că, în mod normal, Ministerul Sănătății ar trebui să aibă un ceva prioritar în fiecare an, astfel încât să ne focusăm pe un lucru și să-l finalizăm. Anul acesta va fi anul copilului. În fiecare an, în fiecare zi e ziua copilului. Pentru că știți foarte bine, și aici mă voi referi la Spitalul de Pediatrie din Timișoara, pe care trebuie să-l finalizăm. Ministerul Sănătății a finanțat Spitalul de Pediatrie cu 5 milioane de lei anul trecut. Astăzi voi avea o întâlnire la spital cu primarul orașului Timișoara, pentru că suntem parteneri pentru sănătatea timișorenilor. Sunt convinsă că aveți întrebări. Ar fi foarte multe de spus. Aș vrea să mai vin în Timișoara pentru că am simțit dorința de a face. Și asta cred că este foarte important. Da, numai puțin, vă rog, imediat că întrebări, vreau o completare care să rog de fapt pe doamna deputat. Că doamna ministru a prezentat ca anul copilului, doamna deputată a avut o întâlnire cu doamna ministru și a susținut un proiect care cred că e foarte important, iar după aceea, bineînțeles, întrebările dumneavoastră. Da, ar fi trebuit să completez, dar urma să spun, este, cum să vă spun, capul meu de pod în Timișoara. Am o problemă, doamna deputată este în permanență alături de noi și la dispoziție pentru a putea discuta. De aceea e bine să prezinți tu ceea ce... Bună ziua! În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc și eu, doamnei ministru, nu doar pentru vizita de astăzi, ci pentru întreaga noastră colaborare. A fost și este mereu alături de noi și alături de ceea ce înseamnă județul Timiș. Nu cred că am fost vreodată la dumneaei, indiferent cât a fost de ocupată, să nu scoată capul așa puțin afară pe ușă, să spune cu ce pot să te ajut. Ceea ce înseamnă mare lucru. S-au făcut foarte multe lucruri de când este dumneaei aici. Un lucru extrem de important și care chiar aș dori să îl subliniez este faptul că este primul ministru al sănătății din ultimii ani care vine la noi în județ și se întâlnește cu toți directorii de spitale. Știți foarte bine că eu am fost manager de spital anterior de a deveni deputat și eu am suferit din această cauză că veneau miniștri la noi, dar nu se întâlneau punctual. Astăzi s-a întâlnit doamna ministru, a discutat punctual toate problemele, mă rog, cele care au putut fi ridicate și mulțumesc pentru acest lucru. Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici. Noi am discutat acest subiect. Este un subiect sensibil la nivel național, nu doar la nivel local, și anume chirurgia cardiovasculară pediatrică. La nivelul chirurgiei cardiovasculare, Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara are dorința și disponibilitatea de a participa la un program al Ministerului referitor la acest subiect și cred că Ministerul a demarat anumite colaborări. Am înțeles că doamna ministru ne va include și pe noi și o rog pe dumneavoastră să ne spună mai mult despre acest lucru cu o viitoare colaborare și să rog să ne promite că ne va finanța pentru completarea sălilor și dotarea sălilor de operație cu aparatura specifică acestui tip de intervenții chirurgicale. Da, deci este vorba de chirurgia cardiacă pediatrică. Există în acest moment la Institutul de Boli Cardiovasculare 4 săli de operație, 2 pot fi utilizate. Întâmplarea face că vineri am o întâlnire la sediul Ministerului Sănătății cu medicii de la Clinica San Donato din Italia, pentru că, precum bine știți, România are un acord cu această clinică pentru ca medicii să vină în România la Marie Curie și să facă operații pe cord la copii. Noi vrem să extindem programul și în Timișoara, astfel încât în aprilie, când vom semna contractul și vom statua colaborarea cu Clinica San Donato, să extindem și Timișoara în cadrul acestui contract. Deci, prin urmare, teoretic, începând din luna aprilie, vom putea face operații pe cord la copii în Timișoara. A existat un program, au fost făcute operații, în jur de 800, îmi spunea domnul manager, este un istoric. Cei de la Clinica San Donato doresc să vină în Timișoara pentru a efectua aceste operații și a pregăti medici pentru a putea prelua programul. Pentru dotarea celorlalte 2 săli de operație, Ministerul Sănătății va face investiții astfel încât să existe 4 săli de operație care să poată funcționa la întreaga capacitate. Practic asta este... Mulțumim! Este întrebări, Petronela, te rog. Doamna ministru, ați vorbit despre interese din cauza cărora nu s-a putut construi acel institut oncologic. Puteți să detaliați puțin? Pentru că vorbim despre un spital extrem de important și de așteptat. Ați vorbit inclusiv de sancțiuni pe care le veți lua în acest caz. Pot să vă spun doar că există interese private. Adică nu cred că a fost interesul celor din comisie să existe un spital de stat care să preia pacienții oncologici. Și aș vrea să mă opresc aici. Nu cred că neapărat în zona aceasta. În zona probabil, n-am încă dovești certe, dar am suspiciuni rezonabile, cum se spune, în zona privată, în zona medicală privată. Poate cuvinte, angajați din sistemul public de sănătate au făcut jocurile privaților? Putem spune și așa. Știți, există sancțiunile administrative, din păcate nu am, cum să vă spun, am suspiciuni rezonabile, dar nu dovezi ferme. Dar în momentul în care citești un raport de control, care îți detailează cuvânt cu cuvânt ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și că un document care trebuia depus în data de 24 ale lunii este depus în 28, dați-mi voie să vă spun că eu pot să cred foarte multe lucruri. Și pot să văd, de exemplu, zona privată oncologică, cum s-a dezvoltat și cum a fost finanțată, deci pot să mă gândesc la aceste lucruri. Cum să vă spun? Sau... Să vă dau un exemplu. E o comisie care este constituită prin o decizie. Teoretic, în momentul în care ai o comisie constituită, se face o instruire minimală. Adică membrii comisiei se adună, discută procedurile, pentru că așa mi se pare corect. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Nu au fost instruiți minimal. Acele declarații pe proprie răspundere, pe care trebuie să le depună fiecare membru a comisiei, deci astea sunt chestii minore. Dar chestiile astea minore au constituit probleme de anulare, de amânare, lucruri pe care, vă spun foarte sincer, n-am putut să le înțeleg. Au fost detașați inclusiv oameni din Ministerul Sănătății aici ca să facă parte din această comisie. Nu s-a întâmplat mare lucru. Să vă spun, sau chestiuni eronate, făcute intenționat eronat, pentru că mie mi-e greu să cred că cineva greșește așa doar că greșește o dată, de 2 ori, de 10 ori, da. E, vă spun sincer, citind raportul de control pe zona aceasta de oncologie, nu mi-a venit să cred. Realmente nu mi-a venit să cred. Credeți că există faptele și sfera penală? Asta nu voi decide eu, vor decide organele. Cu siguranță noi am înaintat acest raport, pentru că mi s-a părut normal să aflăm ceva mai mult cu toții. Ministerul Sănătății a făcut o sesizare. Parchetul. Și ce măsuri vor fi luate de către dumneavoastră? Câta vreme cât este... Vorbim de lucruri extrem de grave, nu e o întârziere la serviciu. Atâta vreme cât există o plângere penală, vom aștepta ce spune penalul, iar pe de altă parte, pe zona administrativă, am luat niște măsuri. Dați-mi voie să nu vorbesc acum despre ele. Am și schimbat conducerea Direcției de Sănătate Publică. Vă reamintesc că este totuși o conducere interimară pe care o vom evalua, va urma un concurs. Din punctul meu de vedere, directorul Direcției de Sănătate Publică, care va fi el în urma concursului, va trebui să fie foarte ferm aici, în județul Timiș. Foarte ferm în ceea ce privește investițiile pe care le avem, pentru că până la urmă sunt reprezentanții Ministerului în teritoriu. Ministerul alocă mulți bani în județul Timiș. Deci sunt niște lucruri foarte clare pe care va trebui să le urmărească fiecare. Discutăm despre centrele de permanență. Eu vă spun sincer, probabil că mă veți întreba care a fost opțiunea sau de ce am optat să numesc un director la Direcția de Sănătate Publică, cel pe care l-am numit. Pur și simplu citind raportul de control. Citind raportul de control, în momentul în care apare numele unuia de 10 ori, cu siguranță, chiar dacă este angajatul direcției, nu o să-l pun director interimar. Dar unul care nu apare în raportul de control sau apare că și-a făcut treaba, acela poate să aibă girul meu până la organizarea unui concurs legal și corect. Pentru că sunt adepta concursurilor corecte. Da, este. Concursurile se desfășoară cu aprobarea unui memorandum în Guvernul României. De la 1 ianuarie 2019 putem depune aceste lucruri după ce avem bugetul. Deci după ce vom primi bugetul Ministerului Sănătății, vom scoate la concurs posturile de director de direcții de sănătate publică vacante, directori ai serviciilor de ambulanță vacante. Deci lucrurile vor decurge în ordinea lor firească. La fel a fost povestea cu centrele de permanență, care pe mine, vă spun sincer, m-a surprins, neplăcut, dar să sperăm că lucrurile vor intra în normal. Ce veți face cu centrele de permanență la nivel național în final? Știți, eu sunt adepta existenței centrelor de permanență, pentru că teoretic aceste centre de permanență ar trebui să fie poarta de intrare în unitatea de primiri urgențe. Acolo unde există foarte multe, am făcut o evaluare a acestora și am, cum să vă spun, avem deja o imagine asupra modului în care trebuie să existe aceste centre de permanență. Sunt județe care nu au niciun centru de permanență, nici asta nu este normal, trebuie să existe, dar ele trebuie să fie repartizate echitabil și echilibrat pe teritoriul țării. Ați făcut o analiză câte centre ar trebui să funcționeze? Da, da, am făcut această analiză. N-aș putea să vă spun acum câte ar urma să fie desfințate, pentru că tocmai ce vă spuneam că discutăm aceste criterii împreună cu Comisia de Medicină de Familie și Comisia de Medicină de Urgență. Dar din o privire asupra numărului de pacienți care se adresează unității de primiri urgențe, din acest număr cât sunt urgențe reale și câți nu, un județ ca și Timișul ar trebui să aibă maximum 20 de centre de permanență, maxim. Dar asta vom vedea după ce vom stabili criteriile și le vom suprapune asupra fiecărui centru de permanență. Asta este, cum să vă spun, dacă vreți, opinia mea personală pe baza rezultatelor pe care le-am primit în urma evaluărilor făcute de cei de la Corpul de Control. Dacă venim un pic la Institutul Oncologic, deci aveți un calendar acum legat de acest institut. Ce se va întâmpla în continuare? Da, avem un calendar. În primul rând așteptăm aprobarea bugetului, pentru că banii alocați pentru începerea procedurilor de achiziții sunt aprobați prin hotărâre de guvern. Există acea hotărâre de guvern de 4 ani. În momentul în care vom avea bugetul, vom stabili o comisie care împreună cu Direcția de Sănătate Publică va demara procedurile de achiziții, în primul rând a studiului de fezabilitate. Și apoi pașii normali. Deci s-au pierdut 4 ani, cu alte cuvinte. Cât de poate va avea? Poftiți? Nu pot să vă dau acest răspuns în acest moment, pentru că nu am toate datele. Noua documentație. Da, este și noua documentație. Să vedem studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici trebuie modificați. Mă scuzați. Deci, în programul național de vaccinare a Ministerului Sănătății există vaccinul gripal, dar doar pentru grupele de risc. Am spus-o în nenumărate rânduri, sunt 1.300.000 de doze achiziționate anul acesta, în 2016 643.000 de doze, în 2017 1.020.000 de doze, anul acesta s-au achiziționat 1.300.000. Teoretic, cealaltă categorie a populației trebuie să achiziționeze vaccinul din farmaciile cu circuit deschis. Eu nu pot, în calitate de ministru al sănătății, nici ministerul să verifice stocurile în aceste farmacii sau modul lor de aprovizionare. Ei de regulă se aprovizionează când este necesar. Au o activitate comercială. Dar aș dori să precizez că vaccinarea este cea mai sigură cale pentru a ne imuniza. Și dacă cumva aveți semnale că s-ar extinde numărul acestora? Până ieri nu era niciun spital în carantină. Ieri am primit ultimele cifre. Erau doar spitale care au restricționat vizitele în spital. Spitalele pot să facă asta. Astăzi nu am aceste date. Nu știu dacă vreun spital a declarat sau anunțat Direcția de Sănătate Publică că este în carantină, dar restricționarea vizitelor există. Așa este. Care exista suspiciuni și asupra altei persoane, cel de-al 10-lea bolnav, dar se așteaptă răspunsul analizelor. Știți ceva de ce zonă este, dacă e adevărat sau nu? Nu am această informație în acest moment, am doar informații despre cele 9 cazuri. Puteți să ne spuneți și câteva cuvinte legate de problema de euro la centrurile de transport? Știți că nu s-a plătit factura la internet, nu s-a putut... Nu, internetul la centrele de transfuzii n-a funcționat ieri o jumătate de oră. Fix o jumătate de oră. Nu s-a plătit factura nu din vina centrului de transfuzii, cei de la firma furnizoare de internet, pentru că mi s-a semnalat această problemă, de aceea știu bine subiectul. Au trimis factura în data de 21 decembrie, când trezoreria nu mai făcea plăți. În momentul în care s-a deschis trezoreria și s-a putut utiliza bugetul anului 2019, Institutul Național de Hematologie a făcut plata. Deci ieri n-a funcționat o jumătate de oră internetul. Și dacă tot eu v-am ținut, v-aș mai întreba un ultim lucru. De o situație de la Sibiu, o fată care a murit de meningit a fost internată în data de 4 ianuarie cu o stare generală de rău, dureri de cap și febră și ieri a murit din păcate, nu se știe exact, așteaptă analize de rezultate și așa mai departe, nu se vadă cauza exactă. Doar că părinții sunt revoltați, acuză medicii, nu toată despre. Știți ceva? V-ați interesat? Ați fost conștiințată? Este regretabil când se întâmplă lucrurile acestea, dar din păcate eu nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care medicii au acționat, la un posibil caz de malpraxis. Există acea comisie, părinții pot să facă plângere. Dacă se adresează Ministrului Sănătății, Ministrul Sănătății poate să sesizeze comisia de malpraxis existentă la nivelul Direcției de Sănătate Publică, dar personal nu pot să mă pronunț. Părinții ar fi trimis o petiție adresată dumneavoastră, ați trimis, cunoașteți situația, când? Ați trimis, nu se știe când. Ieri nu era. Ieri nu era. Acum, știți, în general, părinții când formulează petiții, mă rog, dacă ajunge în Ministerul Sănătății, în cel mult 2 zile, ajunge și la mine personal, că, mă rog, în mapă. Dar de foarte multe ori să știți că aceste petiții se pun în spațiu public. Sunt scrisori deschise adresate Ministrului Sănătății. Acolo nu pot să spun că nu mă autosesizez, dar ca să pot să iau niște măsuri concrete de genul a convoca Comisia de Malpraxis la nivelul Direcției de Sănătate Publică, totuși am nevoie de o sesizare foarte clară. Deci dacă părinții n-au făcut-o până acum, această petiție n-au făcut-o adresată Ministrului Sănătății și doar în spațiul public, eu îi rog să facă acest lucru pentru Ministrul Sănătății. Și dacă o face, puteți să acționați. Exact. Am făcut-o și în cazul bebelușului care este acum în moarte cerebrală la Grigori Alexandresu de la Vâlcea. Părinții copilului au venit la mine săptămâna trecută, joi dimineață. Din ceea ce am discutat cu ei, mi-am făcut oarecum o impresie despre ceea ce s-a întâmplat acolo și atunci am sesizat Comisia de Malpraxis a Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. Știți, îmi cer scuze, aș vrea să înțelegeți, această comisie este separat față de Comisia de Malpraxis a Colegiului Medicilor. Verdictul, raportul, îl face un medic care este tras la sorți și care nu este din județul sau localitatea respectivă, ca să înlăture orice suspiciune de alte discuții care ar putea să apară. Dar, repet, este separat față de Comisia de Malpraxis a Colegiului Medicilor. Vă rog. Există ca și astfel de face și în alte județe, mă gândesc că știu că Spitalul de la Reșița are datorii mari. Da, cunosc situația Spitalului de la Reșița și în ultima ședință de guvern s-a aprobat o hotărâre prin care s-au alocat niște bani spitalelor din Reșița și Caransebeș pentru a acoperi arieratele care se rostogoleau de mai mulți ani. Să știți că, în general, când merg și am fost în destule județe, cam așa se întâmplă. Adică prefer să discut cu manageri, cu partea medicală, ca să aflu exact care sunt problemele reale. Și să știți că multe din problemele pe care le-am rezolvat în calitate de Ministru al Sănătății au fost ca urmare a discuțiilor cu acești oameni. Există măsuri luate la nivelul Ministerului, în sensul că achiziția de vaccin antigripal, instrucțiunile pe care în fiecare an le comunicăm populației, dar nu putem declara epidemie de gripă. Specialiștii declară această epidemie folosindu-se de niște indicatori ai Organizației Mondiale a Sănătății. În acest moment nu putem vorbi despre o epidemie de gripă în România, cel mult izolat de o circulație mai intensă a virusului gripal. Și mai aproape de dumneavoastră este Aradul, care deja a avut decese din cauza gripei. Asta am făcut-o noi prin Programul Național de Vaccinare, prin achiziția celor 1.300.000 de doze. Noi am făcut deja. Știți? Păi vreau să vă spun că, spre surprinderea mea plăcută de altfel, în acest moment avem 1.203.000 de persoane vaccinate. Asta înseamnă că medicii de familie și-au făcut datoria și încă o dată le mulțumesc pe această cale. Am avut chiar ieri o întâlnire cu Societatea Națională a Medicilor de Familie și am discutat și acest aspect. Nu, nu știu, nu am informații despre acest caz, sunt multe cazuri despre care Ministrul Sănătății nu este informat, dar este la fel un caz de posibil malpraxis și nu intră în competențele Ministerului Sănătății acest aspect. Timișoara și Iași. Pentru că aici avem deja construcțiile, avem sălile pregătite, dar nu avem echipament. Aici este vorba de Timișoara și Iași. Mă refer la centre din țară. Acestea vor fi dotate și sunt 4 centre care se vor construi nou, tot pe programul Băncii Mondiale și pentru care avem semnat contractul de consultanță privind studiul de fezabilitate. Nu. Deci noi am stabilit un anumit număr de paturi, vom vedea exact care va fi finalul. În total vor fi 24 de paturi cu aceste noi centre. Sper să nu le încurc, sunt mai multe. Da. Da. Ați spus că intenționați inclusiv pe proiectele realizate din fonduri europene pentru cofinanțare să apelați la parteneriatul public. Spuneam că nu se exclude folosirea. Da, nu am spus că vom apela. Nu se exclude. De ce credeți că e o soluție asta în condițiile în care partea de cofinanțare, din ce știu eu, pe partea de proiecte europene este destul de mică, adică cea mai mare parte provine din fonduri europene, iar nu. Cofinanțarea... Dați-mi voie să vă contrazic. Și mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că chestiuni foarte interesante, trunchiat se spun lucruri în spațiu public și... Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Deci, în 2014 s-a luat decizia ca România să construiască 3 spitale regionale cu fonduri europene. Cofinanțarea era de 50%. Este și în acest moment de 50%. Valoarea unui spital regional, fonduri europene plus buget de stat, 100 de milioane de euro. Deci 3 spitale regionale, 300 de milioane de euro, 150 de milioane Europa, 150 de milioane România. Ajungem în 2018, când avem estimarea studiilor de fezabilitate, valorii prin studiu de fezabilitate, studii de fezabilitate făcute de experți europeni, experți angajați ai Băncii Europene de Investiții, un spital regional estimat la aproximativ 400 de milioane de euro. Mă veți întreba, de ce în 2014 s-a estimat construcția unui spital la 100 de milioane și în 2018 la 400 de milioane de euro? În 2014 s-a discutat doar despre construcție, nu și despre dotare, nu și despre logistică, adică drumuri. Nu s-a discutat despre pregătirea personalului care se lucreze în spitalele regionale, programul de training. Deci, în acest moment avem 400 de milioane de euro. Cofinanțare pentru 1.200.000 de euro cât ar trebui să coste cele 3 spitale regionale, 150 de milioane de euro. Deci, nu putem vorbi despre o cofinanțare mare din partea Uniunii Europene. În luna decembrie am propus, printr-un memorandum aprobat de guvern, fazarea acestei investiții. Adică, noi avem finalizate studiile de fezabilitate, luna ianuarie 2019. Urmează să depunem cererile de finanțare. Aprobarea durează aproximativ 6 luni. După ce se aprobă proiectul de către Bruxelles, pornim procedurile de licitație. Am ajunge să începem construcția acestor spitale în 2020. Teoretic, pe această perioadă de finanțare ar trebui să finalizăm spitalele în 2023. Eu ziceam că începem în 2020, dacă toate procedurile curg lin, nu avem nicio contestație, nu aveam nimic. Și atunci am spus în felul următor. În prima parte, în primul exercițiu, în acest exercițiu financiar, să finalizăm procedurile de achiziții, să finalizăm procedurile de achiziție și training-ul personalului care va lucra în spital, astfel încât din 2021 să începem construcția efectivă. Dar în 2021 intră următorul exercițiu financiar, care este până în 2027. Și putem să propunem majorarea cofinanțării Uniunii Europene la 70, la 85%. Când se va discuta cadrul financiar multianual, vom ști exact. Și astfel încât avem și răgazul necesar și o sumă suplimentară pentru a putea construi spitalul și, finaliza spitalele, că despre asta vorbim. Dar dacă vor începe 2021, vom intercepta programul de guvernare? Eu cred că odată cu depunerea cererii de finanțare, aprobarea contractului, cred că putem spune că da. Pentru că vă spuneam, am în arhiva Ministerului studii de fezabilitate 8, care au costat 21 de milioane de euro, plătite de România. Aceste 3 studii de fezabilitate pe care le avem, le-a plătit Banca Europeană de Investiții. Deci nu le-a plătit România. Ultima întrebare. Numai un pic, că vreau să mai zic ceva de spitale regionale. Mi-a fugit ideea. Deci, nu. Deci aș vrea să înțelegeți foarte clar, în momentul în care e o decizie de genul acesta, da, există posibilitatea să te supui un atac politic, dar eu prefer asta decât să riscăm să pierdem banii europeni, să nu construim spitalele regionale și să ne batem cu pumnul în piept. Uite, noi am făcut asta și la sfârșit știți, nu ne-a ieșit, asta este. Nu, eu nu pot să fac asta. Cred că este foarte corect să spunem lucrurile așa cum s-au întâmplat. S-a spus că se putea modifica programul operațional regional la cererea părții române și să se suplimenteze fondurile aferente spitalelor. N-am cerut această modificare și știți de ce? Pentru că am fost la Bruxelles în 27 septembrie și s-a spus foarte clar, nu sunt bani pe programul operațional regional. Au fost 220 de milioane de euro, 150 s-au dat la IMM-uri, 70 pentru achiziția de ambulanțe. Deci pentru spitale nici vorbă. Eu n-am spus atunci public aceste lucruri, le-am spus la nivel guvernamental, s-a discutat, comisarul european știa acest aspect și totuși vii să spui, știți, trebuia să cereți bani. Păi de-aia n-am cerut, pentru că acolo, în discuție cu oficialii comisiei, s-a discutat asta. Dar să știți că, în general, am dreptate când spun anumite lucruri. Le-am spus, o să le spun în continuare, dar aceste spitale se vor face. Aceste spitale finanțate cu fonduri europene, vom atrage și fondurile, dar cred că interesul fiecăruia dintre noi este să obținem cât mai mult pentru România. Și asta am făcut propunând fazarea. M-am lungit un pic, dar e o chestie dureroasă pentru că știu cât de mult ne-am luptat să ajungem în acest stadiu. Știu cât de mult am luptat cu unele autorități locale care nu vreau să răspundă nici măcar la e-mail-uri. Și acum ne cheamă să facem ședințe comune. Mi se pare așa. Mai avem un caz la Oradea, un copil de 7 luni externat și părinții spun că a luat rujeolă în spital, acum este în stare gravă. Cei sfătuiți pe părinți să facă și o petiție? Da, știu despre acest caz. Focarul de rujeolă a fost declarat de către cei de la Direcția de Sănătate Publică din Bihor, deci știam că există focar de rujeolă. Da, îi sfătuiesc și ei, dacă consideră că s-a încălcat etica, că există suspiciuni rezonabile de malpraxis din partea lor, îi sfătuiesc să facă această plângere. Din păcate, bebelușul este în stare foarte gravă în acest moment. Doamna Galbeviță, dacă se poate, se discută foarte intens în spațiul public despre recursul compensatoriu. Sunteți unul dintre deputații care ați dat un vot favorabil pe votul final. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Dacă credeți că e nevoie de o reanalizare a acestei legi, o rediscutare? Da, eu am mai spus în spațiul public că noi în Parlament suntem pe comisii repartizați. Expertiza mea este în domeniul sănătății. Eu pot să vă spun că din moment ce am votat acest lucru, înseamnă că Comisia a considerat și a dat un raport favorabil acestui lucru, iar noi am ținut cont de părerea lor. Pentru că eu personal nu pot să am, și dumneavoastră sunteți, cred, de acord, că nu pot să am expertiză în domeniul, știu eu, justiției, cum nici un jurist nu poate să aibă expertiză în domeniul sănătății. Bun, vă mulțumesc, domnul Daniel, mulțumesc mult.